Salut, sunt Ștefaniță, expert și negociator imobiliar. Sunt foarte mulți proprietari care vor să vândă și din cauza că sunt foarte atașați de proprietățile lor, își creează așa o lume a lor în care văd doar ceea ce vor ei să vadă. Eu, fără supărare, numesc această lume țara fanteziei. O lume în care doar tu, ca și proprietar, crezi că vei obține banii pe proprietatea ta cu care să îți rezolvi toate problemele. Hai să-ți dau un exemplu. Acum câteva zile m-a sunat o proprietară care vroia să-și vândă apartamentul. Avea două camere undeva în periferie. În acest apartament de două camere stătea ea, soțul, copilul care s-a mărit, s-a căsătorit și ei la rândul lor au doi copii, deci șase persoane. Gândul proprietarilor este și acum că vor vinde această proprietate și cu banii obținuți va cumpăra o garsonieră și încă un apartament de două camere. Wow! Normal, s-a interesat și era fer convinsă că ea pe apartamentul ei, care normal în piață valorează 65.000 de euro, va obține 85.000 de euro. Da? Lucru pe care i-l a garantat și un agent imobiliar. E, acum să obții 85.000 de euro pe un apartament care valorează 65.000 de euro este aproape imposibil. Habar n-am ce a fost în capul acelui agent. Ori a râs de ei, ori habar n-are ce înseamnă piața imobiliară din ziua de astăzi. Poate să îți spună oricine orice, și vecinii, și agenții, și prietenii, dar în momentul în care tu vezi că stai de ceva timp cu proprietatea pe piață și ea nu se vinde, cred că acum este momentul să cauți un agent imobiliar care să aibă curajul să îți spună realitatea din piață, nu doar ceea ce vrei tu să auzi. Știi, eu, Ștefaniță, sunt foarte sincer cu clienții mei, motiv pentru care toți clienții mei mă respectă. Și mă respectă pentru simplu fapt că spun adevărul, chiar dacă câteodată acest adevăr te va lovi ca un pumn înficat. Dar consider că ai nevoie de un agent imobiliar care să îți spună adevărul și nu de un agent imobiliar care să te mintă frumos. Consider că este mult mai important pentru tine să știi realitatea din piață decât să trăiești într-o lume a fanteziei. Știi în realitatea din piață, știi exact încotro te îndrepti, știi dacă vei mai vrea să vinzi proprietatea, dacă nu o să mai vrei să vinzi proprietatea, pentru că, ține minte, scopul este ceea ce vei face tu după vânzare. Vei dori să iei acei bani, să investești în altceva, să-ți cumpere o altă proprietate. Cel mai important lucru este să știi dacă vei putea să faci acest lucru, nu să te hazardezi. Așa că dacă vrei să știi realitatea, pune mâna pe telefon și contactează-mă chiar acum.